Trageri de luptă la Cahul. Infanteriștii sudici au schimbat manualele pe mitraliere și tunuri la centrul de instruire al unității. Echipa de rugby Triumf, Academiei Militare, țintește triumful. Studenții sunt în pregătiri pentru Liga Est-Europeană de Rugby 15. Un an de la prima participare a unui contingent militar moldovenesc la o misiune NATO cu mandatul Organizației Națiunilor Unite. Care sunt părerile analiștilor politici despre contribuția militarelor armate naționale la sistemul internațional de securitate? Veți vedea în emisiunea de astăzi. Circa 300 de militari ai brigăzii de infanterie motorizată Dacia din Cahul au desfășurat aplicații militare la centrul de instruire al unității militare. La eveniment au participat ministrul apărării Viorel Cibotaru și șeful Marelui Stat Major, comandantul Armatei Naționale, generalul de brigadă Igor Gorgan. Pentru aceste aplicații, soldații au avut timp de pregătire, ostași în termen au avut o instruire inițială ce a inclus pregătirea individuală pe genuri de armă. Cu experiență deja avută la aplicațiile din toamna anului trecut, militarii au executat misiunile cu mai multă precizie, iar rezultatul a fost pe măsura așteptărilor comandanților lor. Față de tragerile trecute au fost mai ample. Au fost introduse mai multe utilaje, ca de exemplu aruncătorul de mine, tunul D-20. Precizia a fost mai înaltă. Suntem mai pregătiți în privința la asta. Știm deja cum joacă piesele, știm nuanțe mai multe. Noi observăm că militarii cu entuziasm și cu o atracție, deci să atârnă și să apropie față de aceste ședințe practice. Vedem un interes mare din partea efectivului, cât militarul prin contract, atât și militarilor în termen. Și ministrul apărării Viorel Cibotaru a apreciat rapiditatea militarilor implicați în arta mânuirii armelor. De asemenea, a menționat și importanța exercițiului de luptă pentru Armata Națională, fiind un exemplu demonstrativ în urma lucrului ce s-a realizat în ultima perioadă de timp. Este foarte important să dezvoltăm elementele artei militare contemporane. Avem de un învățat din ultimele evenimente din Ucraina, din alte țări, tacticile și diferite procedee de ducere luptei contemporane. Deci este important, anume aici pe poligon, anume în cadrul acestor exerciții, inclusiv și ofițerii superiori, inclusiv și cadrele militare să însușească lecțiile unui război contemporan, unor situații combative, ori trăim într-o lume care încă este departe de a fi una pașnică. Potrivit comandantului brigăzii, colonelul Valeriu Chelaru, militarii au efectuat trageri din armamentul de infanterie și artilerie de tip ATM, RPC, AG-7, PKT, KPVT, SPG-9, ZU-23-2, AM, 120 mm, MT-12 și D-20. De asemenea, au fost utilizate peste 30 de unități de tehnică militară din dotarea Armatei Naționale, TAP-71M, BRDM-2, MTLB-AT și PZM-2. Aplicațiile au avut drept scop evaluarea cunoștințelor efectivului în termen și prin contract al brigăzii Dacia în contextul planului de instruire al Armatei Naționale. Realizările Republicii Moldova în atenția unui grup de experți NATO, reprezentanți din cadrul procesului de revizuire și planificare a parteneriatului pentru pace, au evaluat progresul statului nostru în procesul de reformare și dezvoltare a sectorului de apărare și securitate. Consultările bilaterale au avut loc la sediul Ministerului Apărării. Potrivit secretarului de stat Aurel Fondos, participarea Republicii Moldova în cadrul PARP reprezintă mecanismul principal în procesul de reformare și dezvoltare a sectorului de apărare și securitate, iar eforturile depuse sunt pentru dezvoltarea capabilităților necesare ale Armatei Naționale de a opera într-un mediu de securitate aflat în permanentă schimbare. La rândul său, Andrew Cullen, specialist FARP în cadrul Direcției Politice de Apărare și Planificare a Apărării al NATO, a apreciat progresul înregistrat de țara noastră în implementarea obiectivelor asumate. De aceeași părere a fost și Frank Boland, șeful Direcției Politici și Planificare a Apărării al NATO, care a evidențiat rezultatele înregistrate de către instituțiile de forță ale Republicii Moldova ca progrese majore, în special participarea militarilor Armatei Naționale în cadrul diferitor misiuni internaționale de pacificare, inclusiv cea din Kosovo. Ministrul Apărării Viorel Cibotaru a mulțumit experților pentru evaluarea exhaustivă a realizărilor la compartimentul PARP, specificând că pentru instituția militară este important să cunoască progresul, dar și deficiențele înregistrate în implementarea obiectivelor asumate. Moldova a aderat la program în 1997, obținând dreptul de utilizare a experienței țărilor NATO și partenere în scopul evaluării factorilor politici, militari și economici, ce
ce pot afecta procesul. La datorie, în misiuni de menținere a păcii, Republica Moldova împlinește un an de la prima participare a unui contingent militar moldovenesc la o misiune NATO cu mandatul Organizației Națiunilor Unite. Militarii Armatei Naționale s-au alăturat misiunii KFOR din Kosovo la 8 martie anul trecut pentru misiuni de securitate și pază a obiectivelor militare și de patrulare. Contribuția Moldovei în această misiune este o mare realizare a Armatei Naționale, iar performanțele militarilor moldoveni implicați este în creștere continuă. De această părere sunt analistul politic, directorul de programe la Institutul de Politici Publice, Oazul Antoi, cât și directorul Institutului de Analiză și Consultanță Politică Politicon, Anatol Țăranu. Experiența de participare a militarilor moldoveni în misiunile internaționale de pacificare este extrem de importantă, în primul rând, pentru Armata Națională a Republicii Moldova, deoarece militarii moldoveni au motivația, obțin o experiență nouă, învață a comunica cu oamenii din alte culturi, deci în alte limbi, inclusiv cu camarazii din formatul internațional de menținere a păcii, și aceasta în mod normal contribuie la sporirea profesionalismului militarilor moldoveni și la, spunem așa, creșterea profesională a lor. Deci, dar firește că noi trăim timpuri turbulente, spre regret, inclusiv pe continentul european, atunci când s-a destrămat Iugoslavia, URSS-ul, deci au avut loc mai multe conflicte regionale și este nevoie de pacificatori. Prin urmare, Republica Moldova, care are pe de o parte probleme cu conflictul din raioanele de est ale Republicii Moldova, deci se afirmă în spațiul internațional în calitate de țară care contribuie la securizarea altor țări. Și aceasta este extrem de important, deoarece Republica Moldova apare nu numai în calitate de consumator de securitate, dar și contribuie la securizarea spațiului internațional. Militarii noștri aduc un plus de imagine enorm pentru Republica Moldova și, de fapt, dacă noi am putea să perseverăm pe această linie și cu adevărat să ne prefacem o țară care furnizează securitate anume prin aceste acțiuni, asta ar fi pentru noi o carte de vizită, o țară mică care prin armata sa este capabilă să introneze pacea în diverse puncte ale lumii. Eu cred că militarii noștri trebuie să fie felicitați pentru această performanță și noi ne așteptăm la mai multe realizări pe acest domeniu pentru militarii noștri, dar și pentru Republica Moldova în ansamblu. Și secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, în cadrul întrevederii cu prim-ministrul Kiril Gaburici, a apreciat înalt contribuția Republicii Moldova la operațiunea derulată de NATO cu mandat ONU în Kosovo, în cadrul căreia militarii moldoveni au posibilitatea să-și sporească abilitățile profesionale și capacitățile de interoperabilitate pentru menținerea păcii. Primul contingent de militari Armate Naționale a fost detașat în misiunea KFOR din Kosovo în luna martie 2014. Acesta a executat misiuni de securitate și pază obiectivelor militare și de patrulare, timp de 6 luni, în baza multinațională Camp Villaggio Italia, dislocată în localitatea Peci, Kosovo. Și cel de-al doilea contingent de militari profesioniști, în număr de 40, au fost detașați în septembrie 2014 spre aceeași destinație pentru o perioadă de 9 luni, mandatul fiind prelungit la solicitarea colegilor italieni din cadrul grupării de forțe multinaționale West, în scopul sincronizării de schimb a contingentelor în regiune. Actualmente, militarii continuă executarea misiunilor specifice teatrului de operații alături de contingentele din Italia, Slovenia și Austria. Cel de-al doilea contingent urmează să se reîntoarcă în țară în luna iunie anul curent. Decizia de detașare militarilor Armate Naționale în misiunea KFOR a fost aprobată de Parlamentul Republicii Moldova la 1 noiembrie 2013. Centrul de perfecționare continuă al Academiei Militare Alexandru cel Bun a pregătit un nou contingent de ofițeri pentru executarea serviciului militar în zona de securitate din raioanele de est ale Republicii Moldova. Cei 14 ofițeri ai Armatei Naționale și 5 ai Ministerului de Interne au fost pregătiți de instructorii militari, care au la activ participări în calitate de observatori militari în zona de securitate și în operațiuni de menținere a păcii sub egida ONU. Totodată au avut întâlniri și cu
reprezentanți ai Biroului de Reintegrare din Moldova, misiunii OSCE și membrii ai Comisiei Unificate de Control. Potrivit șefului interimar al subdiviziunii, majorul Viorel Sârghi, programul cursului a inclus subiecte la tema situații curente din zona de securitate, structura, sarcinile și particularitățile de îndeplinire a serviciului în comandamentul forțelor de menținere a păcii. Începând cu anul 2003, 260 de persoane au fost instruite la cursul respectiv, elaborat de specialiștii Centrului de Pregătire pentru Operațiuni de Menținere a Păcii și asistați de reprezentanți ai Comandamentului Forțelor Mixte de Menținere a Păcii din zona de securitate. Un nou viceministru în instituția militară, ministrul apărării Viorel Cibotaru, l-a prezentat pe Alexandru Cimbriciuc Corpului de Comandă al Armatei Naționale după ce decizia a fost luată de șeful statului Nicolae Timofti la 12 martie curent. Viorel Cibotaru a declarat că Alexandru Cimbriciuc dispune de o pregătire juridică serioasă care va ajuta Armatei Naționale în continuare să-și îndeplinească sarcinile propuse. La rândul său, viceministrul Cimbriciuc a mulțumit pentru încrederea acordată și a specificat că în realizarea obiectivului de reformare sectorului de securitate contează pe sprijinul întregului corp de comandă al armatei. Alexandru Cimbriciuc este magistru în drept, dar și în științe politice și administrare publică. În perioada 2009-2014 a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, membru al Comisiei Naționale de Securitate, Apărare și Ordine Publică, președinte al Subcomisiei de Ordine Publică. Oportunități pentru o carieră militară. Batalionul 22 de menținere a păcii a lansat o campanie de promovare a serviciului militar prin contract în instituțiile de învățământ și catedrele militare ale capitalei. Studenții au fost informați despre beneficiile unei cariere militare, cum ar fi un loc de muncă stabil și diverse posibilități de autoperfecționare prin intermediul cursurilor și misiunilor din țară și de peste hotare. La rândul lor, majoritatea studenților au accentuat că anume participarea în misiunile internaționale de menținere a păcii constituie motivația principală pentru o carieră militară. Studenții din cadrul a 15 instituții de învățământ deja cunosc mai multe despre atractivitatea serviciului militar prin contract, iar campania de promovare va dura pe parcursul lunii martie. Memento eroilor căzuți la Coșnița. Militari, armate naționale, veterani, demnitari de stat, polițiști, elevi și locuitorii satului Coșnița au participat la manifestarea de comemorare a eroilor căzuți în luptele pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova, desfășurată la Coșnița, Dubăsari. Activitatea a început cu depuneri de flori la monumentul lui Nicolae Sotnicenco, prima victimă în confruntările din satul Coșnița. Ulterior, cei prezenți s-au îndreptat într-un marș de comemorare spre monumentul eroilor căzuți pentru integritatea și suveranitatea Republicii Moldova, unde s-a desfășurat un miting. Eroii nu mor, eroii trăiesc printre noi. Eroii mor atunci când noi le dăm uitărilor. De aceea noi suntem astăzi aici de a fi solidari, de a transmite acest mesaj tinerei generații. Astăzi, mai mult ca niciodată, societatea noastră are nevoie de unitate națională, de valori care să ne adune împreună, valori care să contribuie la dezvoltarea noastră și a parcursului nostru european. În cadrul acțiunilor comemorative s-a organizat și o masă de pomenire. În luptele de la Coșnița, ce au izbucnit în noaptea de 13 spre 14 martie 1992, au decedat 43 de cetățeni moldoveni. Practica bate gramatica. Militarii Brigăzii 2, Infanterie Motorizată Ștefan cel Mare din Capitală au fost testați la capitolul Aptitudini și Cunoștințe. În cadrul unor exerciții de luptă improvizate la poligonul de la Dânceni, ostașii intermeni au executat trageri la distanța de 100 metri. Pe lângă precizie și promptitudine, soldații au fost evaluați și la capitolul Montare și Demontare a Armei, dar și pentru măsurile de securitate de care s-au ținut cont. Am executat trageri de luptă cu cartușe de luptă. La prima tragere, când am trecut cursul de instruire, a fost mai emoționant, dar acum mai relaxat un pic. Este, cred că, mai multă experiență pentru noi. Am mai avut trageri, nu sunt multe emoții. Deja în luna aprilie ieșim la demobilizare. Armata a fost pentru noi o experiență bună pentru viață. Am trecut cu greutăți și cu prin ea, dar totuși este o școală a bărbăției și ne mândrim mult de Armata Republicii Moldova.
Unul dintre punctele de instrucție a fost și acordarea ajutorului medical, unde au fost puse în practică metode medicale improvizate în caz de hemoragie și traumatism. Conform planului de pregătire de luptă, conform orarului, au lecții de pregătire medico-militară, sunt 8 teme. Sunt instruiți în timpul companiei de instrucții, când trec cursul de instrucții, apoi trec în unitatea care este, sunt repartizați și au conform orarului ședințele. Acum pur și simplu reamintim. Stașii cunosc lucrurile. În caz de hemoragie foarte bine cunosc, aplică garouul, aplică șinile, metode improvizate, ele cunosc foarte bine, se descurcă. Rezultatele militarilor au fost observate și evaluate înalt și de conducătorul tragerilor. Cred că militarii și sunt convins că s-au descurcat de minune. La marșul, executarea marșului au dat mari stăruințe, traume, parcursul deplasării nu au fost. Exercițiul face parte din planul de instruire al Armatei Naționale și are ca scop evaluarea capacităților și deprinderilor practice ale efectivului. Pregătiri intense pentru competiția Liga Est-Europeană de Rugby 15. Echipa Triumf, Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun, va participa la campionatul de rugby ce a fost instituit la 12 martie curent între Moldova și Ucraina. Meciurile se vor desfășura de pe 4 aprilie până pe 28 iunie curent și va reuni 3 echipe din Moldova și 3 din regiunea ucraineană Odessa. Primul meci avem pe 4 aprilie la Odessa, jucăm cu echipa din Ucraina, Credo 1963. Deci este o echipă foarte bună. Deci noi, deoarece avem experiență de 3 ani de zile și am făcut parte din Liga Superioară a echipei Republicii Moldova din una din cele 3 echipe, deci ne ducem să mai după victorie. Deși este o formațiune tânără, creată în 2012, jucătorii sunt bine pregătiți și cu participări înalte la competiții naționale și internaționale. Sportul cu mingea ovală le-a adus reușite de la turneul din 2013 în România, dar și de la turneul internațional organizat în Franța. Perspectiva de participare la această competiție este o nouă provocare, dar și o altă oportunitate de afirmare pentru ei. O văd ca o perspectivă pentru noi, tineri studenți. Cineva dintre noi deja a jucat în lotul național, cineva a fost în contament cu lotul național. Avem multe jocuri cu atât în țară cât și în afara țării. Este un joc de colectiv, este un joc de bărbați. Adică tot timpul trebuie să sprijine spatele cu echipierului tău. Odată și într-un nou ajut și nu sprijin, este mâncat de adversar. În primul rând trebuie să iubești acest sport cu adevărat, să-ți placă din suflet, pentru că cum a spus și ne-a merge un antrenor de nostru, tot se perfecționează, tot. Dacă nu avem putere, ne antrenăm, avem putere. Dacă nu avem rapiditate, antrenăm, avem tot. Principalul este să avem dorință, dragoste de aceasta și tot o să avem. Participarea echipei la Liga Est-Europeană de Rugby este importantă și prin aspectul promovării imaginii instituției militare, cât și armate naționale. De această părere este rectorul Academiei, colonelul Mihail Bucliș, care speră la o nouă victorie din partea studenților. Oportunitatea de a participa la Liga Est-Europeană este extraordinară pentru noi, deoarece echipa noastră este tânără, este o modalitate de a capăta o experiență și având în vedere că am făcut pași rapid pentru dezvoltarea acestui gen de sport în Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun și în Armata Națională, Federația Moldovenească de Rugby ne-a avut în vedere. Am fost incluși în componența celor 3 echipe care vor participa din partea Republicii Moldova și e un lucru benefic. Moldova va fi reprezentată la Liga Est-Europeană de Rugby 15 și de echipele Lupii Albi de la Universitatea de Stat Educație Fizică și Sport, cât și de gruparea Sporting ASEM. Formatul competiției va fi unul tur-retur, calendarul cuprinzând 10 runde. Primele 4 clasate accedă apoi în semifinale, iar finala va avea loc pe modernul stadion Cernomoriț din Odessa. Conform organizatorilor, inițiativa are drept scop dezvoltarea acestei discipline sportive atât în Republica noastră cât și în regiunea vecină.